Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din seria asta de Final Fantasy 2015 Multiplayer. Suntem aici cu Sonic și cu Răzvi. Salutare. Salutare. Și... lol. Și acum ne pregătim să hrănim niște aici. What the fuck? Bă, voi știați o chestie? Ce? Bye bye. Nu, la remorca asta de iarbă, dacă ți-e click-ul apăsat și dai în sus da, știa, și în jos, mamă, tu știi cât de mult să saltă, să-mi bag picioarele. Și stai, dacă dau stânga de-a ce se întâmplă? Ah. Știam aia din 2003. Lasă-i, și eu știam că se dă aia de sus, dar nu știu să salt în halul ăsta de mult. Ce chestie șmecher. Ai băgat-o, Sonic. Așa, bun, o să dăm de mâncare acolo la oi, pentru că am zis să ne apucăm foarte mult de animale și... Le-am dat și la animalele mici, le-am dat grâu, adică porumb de fapt, dar le-am dat grâne. Și acum ne pregătim să semănăm cartofii care deja răzut că e catena de semănat. O să le facem silage, o să le facem și mixtură și de toate. Dar nu știu dacă o să putem să le facem toate în episodul ăsta, dar încercăm. Aia am răzut, tăi, după ce dau de mâncare aici, să mă las să vin la tine să... Aia am zis, și eu am ajuns aici, ce fac? Aștept. Păi ai cu platele și le-ai dus acolo? Da. Lasă tractorul acolo cu totul. Nu ți-e așa. Tu du-ți-o la mâmba. Știi ce vreau să faci? Hai că-l duc. Bine, hai, du-o ăla. Vreau vino să... Fertilizează. Da, e o idee. Vreau să fac niște mixtură, știi, și îmi trebuie niște siloze, să iau o remorcă cu... De silici? Da, îmi trebuie să fac niște mixtură în mix feeder-ul ăla, nu știu dacă. Deci ce să mă duc să încarc sau să acar? Silici. Bă, nu, fertilizează la Răzvi, că e mai ok, că mă. Aici am pe 5. La ăla nu se fertilizează Răzvi? Nu, sau mă înșel. Pe 4 Sonia. Bun. Acum plecai cu duce. Bă, da, stai că eu am boxul de toate cantare și cred că sau deci pe filmare. Sper că nu dau mai încet acum. Și am uitat să activez timerul. Hai de mai. Bun, așa. Am activat și timerul și suntem bine. Așa. Da. Suntem bine până m-am proptit într-o casă, Răzvi. Nu știu, eu m-am obișnuit să merg din, astea, din taste, dar eu pot să merg și cu volan. Hai, mă. Logic. Ce logic, ce logic? Indica, las. Pe poate dacă nu mă ai fertilizat. Nu e. Dar poți să fertilizezi, dar dracu nu poți să fertilizeze la ăla, nu se fertilizează și cartofii? Nu știu. N-am pus niciodată cartofi. Tu te ia ăla, vino aici, să vezi dacă fertilizea, dar nu te duci pe patru. Da. Patru nu e, că nu l-am spus, că nu termină. Ba, patru pare să fie fertilizat. Nu, nu e mașară, ți se pare. N-are cum să fie fertilizat. What the fuck, am apăsat pe H. Și acum să mergem în bază să facem acolo cea mixtură. Nu știu câtă iarbă va trebui. What the fuck. Genderul ăsta n-are frâne. Nu știu câtă iarbă va trebui să punem acolo în să facem mixtură. Ideea e că ne va trebui și paie, care o să le luăm acum după ce suntem rapid. După am zis prea multe după ce. După ce termină Răzvi de semănat acolo. Mai vie aici sau unde? Răzvi mi-a vin după ce ajung în bază cu remorca să vin. Poți să-i duci direct în clav. Nici. What the fuck? Bă, Giundirul ăsta nu mai urcă la deal. Asta are viteza, dar pe încet. Nu, pe urc, adică urc cu remorca, dar pe mine eu merg cu el. Ce remorca? Aia de iarbă e plină, bă, pe 75%. Hai, clar. Mi-a urcă cu 8 la oră, așa, două ori. Bine că urcă decât cineva. Decât eu cu ăla. Nu te lua, deci nu vă luați de tractorul meu. Bine, răbică râșnic, da.
Cutia de conservă. Da. Robică cu titan. Star, de unde e luat-o pe asta? Bine, mă, robică conservară. Cum, mă? Conservară. Bă. Robică conserva. Vorbea la zi, pagă, bă, firme. Firme, de ce asta e o firmă? Da. Firmă de ce? Se ce mergi cu tractoare, SRL? Pe ce conserva.com. Conserva? Da. Conservatorii. Sunați la 2-2-2-2-2-2. Bă, am decât mai la matinale. Vezi, mă, soare, cine se uită la matrimonial, la tatăl. Cine știe, nu? Nu cred că am adus vorba de el. Păi tu ai zis că sunați la... 2-2-2-2. Ai mai zis asta într-un episod, dar tu... Da, mă, crezi că stau să ascultă pelile tale cu sunat la 1-5-5-5. Se scalpete. Cine l-au tractat, omul? Mergi, Sonic? Nu știu, încerc acum. Bă, da, eu nu știu cât trebuie să bag. Merge, boss. Merge? Da, ba, termini aici și pe aia te duci cu pa. Deci eu nu știu cât aia trebuie să bag aici. Fân, paie și nutreț, da? Ce? Și cartofii se fertilizează. Nu știu, dacă n-am plantat niciodată. Dar cine crezi că a plantat cartofii? Bă, dar ce teren urât. Ce mă, te mișto teren. Da. Numai în curve, în curbe. Da. Aha. 10 tone. Am să pun de iarbă, să vedem cât punem silos cu restul, dar mai întâi să parcheze mult asta de aici. Aha, da, fără. Ce asta cum acum? Tot nu știu. Cum ce? Zice el, dar nu știu. A zbușit, răsturnat, omorât. Nu vreau să zic că curve, ăsta, curve a zis altceva. Curbe. Nu, a zis altceva, lasă. Am auzit, dar am avut că n-am auzit. Zică, dar sunt multe. Nu știu. Multe curve. Curbe. Curve a zis, nu? Da. Păi și ce? Da, dar am vrut să vă cenzurez. Aaa, nu să faci cu bip. Da, o să văd un bip de la că mare. De Sone vorbește cu bipuri. Ne-a bipiu. Păi se vede că cine n-are minute, vorbește cu bipuri. Sone călugă. Ce, mă? Sau Olin chiar. Călugă. Apără lumea. Ești călugă și Olin, Sone? Dacă râzi așa zice. Bă, mai întrebi niște pai. Mamă, bă, la cât dragă, ia mă să întorci și râzi așa de ziutul ăla. Bă, câtă mea. Tu vezi cum îl luai eu? Ce mai trebuie acum, o remorcă? Trebuie să cumpărăm o remorcă. Băi, o să cumpăr o remorcă mai mică. Dar te uite, te pare că e șoseta asta care am... Eu fac fața, tu faci laba. Au, ce glumă bună. Oh, Andy, salut, filmăm. Ce faci tu? Dar filmăm. Păi poți să intri, de ce? Intrăm, Andy. Acum nu te-ai supărat și tu râzi. Am dat pe o grămadă, deci poți să înțelegi. Ai auzit? Da. Asta a fost o glumă. N-am mai băgat moduri, dar vezi că te-ai auzit cam încet, Andy. Nu-i bai. Nu-i bai, mai mușcă odată. Am ce glumă bună a fost asta, văd, asta trebuie catalogat în cartea recovery. Ia cucu. Care? Zici tu pe aia, Răzvi, bună glumă, nu mai fă. Care? Cine se ia cupul? Bă, da, mergem de episodul, doamne. Toată ziua merg numai cu John Deere-ul ăsta, care nu-mi place mie. Cine se ia cupul ăsta? Sone. Se ia cupul? Cine ia cupul? Owner-ul. Bă.
consideram prieten, mă, bă, tovarăș de pahar, mă, de naci. A, mă, de far. Tovarăș de o sticlă de bere. Păi, de pahar am zis bine, vezi. Tovarăș de farmi, care trebuie să-mi dai jocul, încă n-a ajuns. Bă, nu m-am uitat nici acum să mă ană, bro. Bă, eu nu uit. Aș fi vrut să spun ceva aici, în ăsta, dar mai bine tac din gură. Să las copiii așa. Ce-i pentru mine, nu uit. Ești mai în siguranță, așa? E ceva de farming, vreau să zic. Păi, poate să zic, într-adevăr. Dacă au farming-ul cumpărat. Abonanții? Mhm. Uh-huh. Dacă da, au farming-ul pe CD-ul? Gata, știu ce vreau să zic. Știi ce vreau să zic? Îi vezi la prostit, tu, văd eu. Aia cu... Nu mai cu CDK. Să-ți dea știi CDK-ul? Am așa ceva. Lasă, păi o să-l cea la Rubic. Hai, lasă că nu mai zic. La. Ce? Vreau să iei ceva, gen, bă, râzi, ești rău. 7. Ce s-a nevoie îndreptat? Gata, poți să am ceva? Asta m-ai internat? Am și pe aici, pe unde sunt eu. Mai ești aici, da. Pe încolo ai internat tot? Da, boss. Ce așa? Andy, ho, cal. Punem pauză și revenim când intră și Andy. Bună, bun, și am revenit aici la a noastră remarcă și o să mergem acum să încărcăm cu siloz. Pa, pa. Bye, bye. Bie și lui Ilie. Hai să mergem să încărcăm remorca asta cu silos, măi. Mamă, iar trebuie să alimente. Bă, da, ai văzut că să cam duce motorină așa, dacă... Adică când mă jucam așa înainte singur, parcă mi se pare. Dacă când intru într-un tractor și le văd cu jumătate motorină de rezervor. Sunt, da. Mai te duci pe patru. Gata, boss, am zis ceva. Băi, mi-am găsit de lucru. Ideea e, după ce te... Taci, mă. De mult îmi place să fertilizez. Ideea e să terminați acolo, știi, la ăla să dă timpul pe rapid, că vreau să trăierăm pe aia. Mai avem. Eu deja am terminat cu fertilizatul. E bine. Mai am puțin când s-a terminat în următoare. Uh-huh. Gata, boss. Ai găsit acolo răzvi la ferma de animale acolo, nu? Da, ai găsit acolo unde ai semințe. Eu zic, acum mă duc. A, n-ai mai fost până acolo? Și acum să mă duc pe patru, nu? Andy, tu ce ai de făcut pe acolo? Te duci și pe cinci, că nu știu dacă te ating. Băi, l-aud în ce pe Andy, vei l-auzi stare? Bă, Sony se n-ai da. Ha? Aici n-ai da, mișcă înapoi. Unde, boss? Unde n-ai dat tu? Unde bă, sunt eu? Băi, ia tăciți-mă să l-auzi pe omul ăla. Să vă silici. Nu vii silici, nu. Bă, ce vreau să faci, mi-stai că trebuia să faci ceva. Să ne vină înapoi, mai ai rezervor? Mai am, da. E 70%. Răzvi, voi mai aveți V2 pe acolo pe la voi? Nu, n-a tu. Aolo, la cine se aude asta? Nu știu. Viva, uite și unde sunt eu. Nu mai e bus. Ba, nu știu ce să faci, dar nu-mi vin de silos. Am omis ceva, gata. Nu dăm timpul ăla pe mine, trebuie deocamdată. Doar ce-mi vin. A, vin aici și încarcă un pe mine, dacă tu n-ai ce face. Că văd că ești la New Holland, nu? Da, și ce bă? Încarcă bune cu silos. Acum pot să vii să arăt de aia, până încarcă Andy. Păi aia o să fac, că parchează tractorul aici. Trebuie să-l întoarcă așa frumos și după aia vin la voi. Dacă ar încăpea asemănătoare aici, ar fi fain. Atunci ce cauți, bă, pe acum? Alimentezi semănătoare. E ok aici, Andy? Da, nu-i spate. Dar nu încape aici asemănătoare. Așa e, sau cum? Ia, vezi că vin la voi, nu ți-o știu. Poți vin clas. Așa, bun. Mă, de capul meu, ce e pe aici? Bă, ai o bucată nefertilizată aici odată. Unde poți? Aici, e o mică bucată. Bă, băieți, nu merge să încărcăm silicin din asta. La bun? Cu care mână aia de iarbă? De ce nu? Te, nu de unde ești? Dimineața, stai puțin, Andy, că vreau să mă uit la... Pe care remor? Păi da, o merge, mi-a arătat că merge. Dar în care remor? Am luat una mod. Stai. Robi? Ce faci, mă? Ei, ai cerat de încărcat. Gata. Dă-i acu că acum merge. Unde ai spus că am lăsat? Pe lângă clasă, acolo. Ce mai e? Da, pe acolo, pe lângă clasă, la o bucățică. Da,
A, bucățica aia mică. Ai dat și pantalon din am dat și pe unde ne-ai dat tu, pe unde ne-ai semnat tu. Da, pe unde cum te-ai. Poți să-i pa. Da, merge nasul aia, răzvin, eu de-ai făcut așa greu aici. Se duce repede. Mhm. Bă, pe 5 pe ăsta, pe 5 nu mai dai, pe ăsta. Și cam așa arată recolta noastră aici de cartofi. Asemănă răzvii aici. Bă, da, îmi place cum e terenul așa în valuri. Dacă te uiți de aici la vale, așa și ce se vede. Și o să facem cartofi pentru animalele astea mici. Să trebuie... Pandi, știi Andy. Poftim? Treau pe Andy. Ce să știi Andy? Ai cu apa, poate știe ce să-i. Da, mă, Andy, ai idee unde poți să încarci apa aici pe mapa asta? Adică, vă întreb pe toată lumea. În următorul episod, dacă puteți să ne ziceți nouă de unde găsim un hidrant de apă, pentru că o să vă arăt imediat. Stai unde, aici e partea. Poate merge să punem direct în râu, să... Poftim? Cisterna, râu. Nu merge. Nu, am încercat și color, că palo, uite, asta e cisterna. De aici nu merge, deci noi am căzut că de aici ar fi trebuit să meargă. Nu merge de aici, am încărcat cu apă. Am încercat, nu merge. Ai căcat cisterna mod sau... El ai direct nu, orice, am încercat cu alor al jocului și tot nu merge. Și am încercat și cu mod și tot nu merge. El ai să încercăm din râu. De ce? Să ne uităm în descriere mare, poate găsim. Bă, am căutat, nu e nimic, am căutat și pe net. Răzi, dar de ce mi-ai venit încă la casă? Am zis că e acolo sus. Ca să alimentezi. Păi da, aveai și acolo sus, am zis. Dacă ar încăpea pe acolo, e mănătoare. Ah, răzi, da, de vreo. Îmi ajunge să te dau pe 4. Cât ai? Stai. 68. Nu ți-ai ajuns. E mare, mă. Păi ziceam, 4 nu e dat? Nu e dat. Dar dă-i cât te țin, drăși, după aceea mi-a via acasă, că e lângă casă. Păi tot ajuns aici, de aici. Bă, am reușit să facem și mixtura la animale aici, am reușit să le dăm de mâncare. Dacă nu știți cum faceți mixtura la animale, e simplu. Le puneți astea aici toate, le umpleți, bine le umpleți, le puneți cât aveți voi în ele, nu contează vreo rețetă ceva. Iar apoi veniți aici, vă puneți în fața la asta și intrați aici așa și o să vă deschide tableta automat. Selectați câte vaci aveți voi. Nu știu, eu am 100, în fine, nu stau, dau ok. Și... după aceea o să vă apară aici și o să vă apară 0 sau 0 de nu știu cât și o să dați OK. După aceea o să vă dispară tableta sau să știți voi și o să înceapă asta să miște la fiecare asta să umple în parte cât îi trebuie. O să vină aici după aia să amestece și o să vină singur să umple aici. Eu am făcut procesul de 2 ori și am dat timpul pe rapid o zi întreagă și mai avem încă 12 tone, deci este super bine și avem și o grămadă de lapte. Și oricum, când o să dăm timpul pe rapid, zi, tu știi câți bani o să facem? Păi care mai zice de laptele? Se vinde sau nu să-l vinde? Laptele, băi, se vinde singur, nu-mi place asta, vreau să-l vând eu, dar n-am cum, știi, că nu e punct de vânzare a laptele. Era mișto. Oricum, în următoarea mapă, dacă o să începem o serie, bine, dacă o să începem sigur o serie cu o altă mapă, dar nu acum de curând, o să căutăm una ca lume. Ce ai Sandy, scuze-mă? Mă duc tractorul cu sirici. A, ești tu în el? Da, hai, adultul în bază și știi ce face. Ce liniște. De plină chiar. Nu mă, ce faci, că lumea nu zici nimic. S-a eternat, ai închis. Ai închis Robico? A, nu, n-am mai, am terminat. Filmăm încă terminat. A, vine și Alex. Știi ce o să urmezi acum, nu? E, pauză. Stop, pauză. Stop, pauză. Publicitate. Încă n-a intrat, încă mă mai plimb aici prin bază, mă uit să văd ce mai am de făcut. Eu chiar crezi, dar am stai că vreau să aduc preferatul orăzvii de la magazin. Ce prea? Dar când o să lăsăm noi un JCB? Când o să lăsăm noi un JCB? Când mod. O să avem modul JCB? Deci nu că am așa? Altă, da. Ce preferatul meu? Ăla negru, mă. Dar nu-i la magazin. Ha? Nu-i la magazin. Păi l-am spawnat eu aici la... Asta știi, când a fost lenea, trebuie să mă vin cu el. E vinde, nu mai vin. Care cutia lui răzit? Deci să-l vin, mă, nu-l vin. E, mergi tu cu el. Da. Las că mă plimb eu cu el, că mie îmi trebuie cum mers. Oricum, știi ce, va trebui să mai băgăm niște moduri de tractoare. Sau ce puțin vreau să cumpăr Massey Ferguson ăla. Aș vrea să vând niște... Băgând clasul la mare. Așa, și aș vrea să cumpăr și am băgat noi modul aia Massey Ferguson și vreau să-l cumpăr unul.
Ce pe ce mai faceți mai puternic? E smic, dacă folosești pentru așa, fără... Nu, pentru polistire e mișto. Ce e la clasul? Nu mă... Pauză. Pauză. Bun, păi, a intrat și... De ce a intrat și Alex. Mi-e smic era așa. Adică e remorca. Poftim? E remorca asta? Da, da, dă-mi mie și spală tu ăsta dacă vrei trebuie. Sau Alex care vrei trebuie. Mamă, cum arată plin așa. Ai dat drumul la filmare? Hai, bă, dar da, aia, nu... aia încă nu se descarcă, ai uitat de ce n-ai mai cumpărat-o. Ce aia? Remorca. Aia albastră? Da. A avut un bug atunci de zi, nu știu dacă a fost de la ea sau ceva, am luat-o când trebuia una mai micuță și la... Eu luai pe aia cu aia albastră, cu textura aia de rugină. Nu avem, nu l-am activat modul ăla. A, nu l-ai? Nu, chiar am vrut să iau pe aia. E mișto rău remorca, dar dacă nu l-am avut activat. Da, te-ai pornit filmarea? Da, da, da. Pronto. Trebuie că mă uit să văd că nu știu să pun în siloz. N-a trebuit 20 de minute, de te-a sunat ăla. Ba da, acum, dar l-am oprit eu. Mai am 11 secunde și l-am oprit. Da. E imediat după ce îmi dau aici. Hop. Eu fac prima dată bucățica asta mică. Alex, cât e acolo? Stai, te las că mă uite, că de... să nu mai se mai scris-o. Cât siloz avem? 6 tone, mai ne trebuie. Bă, dar se duce aici, părticica aia mică, în antrenată și 7-2. S-au făcut 10 tone? Da, 10 tone. Fân, iară 10 tone. Bă, și ne-am apucat ocupa. Să pui și sere. Poftim? Să pui sere. Da, o să vină toate rezultatele timpul lor. Cine are boxic? M-au de Neco. Neco? Nu știu. Nu au nici Neco. Nici eu. Neco? Gata, nu se mai. Eco. Au, 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 au. Da, m-am văzut ălea, dâmbuletele care ce. Filmezi, dar să-ți filmezi tot videoclipuri? Filmam o grămadă ca singur. Bă, da, tractorul ăsta mă enervează cum cotești. Cică, două. Întrebă-i, boss. Nu știu, ne jucăm o grămadă. Nu știu cât filmez, dar oricum o să filmăm mai mult și o să ne jucăm toți, pentru că ne-am strâns toți. Am cât ne-am strâns? 5 suntem, nu? Da, cu mine, da. Da, da. Pe tine nu te pune. Așa, bun, hai că am scăpat și de asta. Și acum să parchez remorca și... Mai ai băsul neacom? Da, boss, am descul. Dacă vrei, pui pilot automat. După ce este pune la pilot automat? Păi apeși pe 5 și te uiți pe direcția în care întorci și după aia dai că mergi. Mai bine du-te. O să mă duc. Dar nu prea ai ce face să știi pe bază, deci dacă vrei să faci ceva poți să mergi. Dar nu că îi dau acum moșilajul pe răzi și după aia mă întorc înapoi la el. Okay. Dar nu mai trebuie. Bun, păi oameni buni, cam atât a fost cu episodul pe ziua de astăzi. Eu am fost Robică și restul, pe lângă mine pe aici. Și v-am salutat. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.